Dezbateri Deprinderi Direcții O perspectivă 3D Stimați prieteni, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii O Perspectivă 3D. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți pe această platformă media. Astăzi am pregătit o emisiune specială, una în exclusivitate și Într-un moment mai delicat, mai special, vrem să onorăm o viață trăită pentru Dumnezeu, Raluca Ianchiș, in memoriam. Vrem să evocăm câteva amintiri frumoase și am pregătit pentru dumneavoastră câteva repere, câteva fațete pe care să le analizăm împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră. Dumnezeu a avut alt plan cu ea și am vrea în ediția de astăzi, prin invitații de seamă, pe care îi vom prezenta imediat, să îl onorăm pe Dumnezeu, să evocăm câteva clipe din viața celei care a fost Raluca Ianchiș, soție, mamă, cercetătoare, științifică și soră în Biserica Domnului. Însă, până afla mai multe detalii, dați-mi voie să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră. Îi spunem un bun venit în emisiunea noastră domnului prezbiter Mihai Mocanu, tatăl Ralucăi, tată a cinci copii, frate credincios, un slujitor al Domnului. Ne bucurăm că sunteți cu noi și că ați acceptat această invitație. Vă mulțumesc pentru invitație. M-aș fi bucurat să fie în alt context, dar așa este viața și Trebuie să acceptăm într-un final voia Domnului. Vă mulțumesc! Într-adevăr, nu noi suntem cei care suntem stăpâni pe viață și Domnul rămâne suveran. Ne pare rău, nu e o bucurie nici pentru noi că facem un astfel de material. Ne-am fi dorit să discutăm altceva. Însă am vrea și în contextul acesta, așa cum am spus... Să Uh, îl lăudăm pe Domnul și, în același timp, să uh, apreciem viața uh, fiicei dumneavoastră, care a fost o viață dedicată lui Dumnezeu și o viață trăită la maxim. Mm -hmm. Și vom intra în emisiunea noastră în câteva detalii. De asemenea, alături de tatăl Ralucăi, avem un uh, invitat de seamă, special. Este primul mentor, a fost primul mentor în. Uh, activitatea științifică a Raluca. Raluca a lucrat ca și cercetător științific la Institutul ICECHIM din București. Ne bucurăm că împreună cu noi este domnul doctor inginer Andrei Sârbu, fost șef al instituției. Vă mulțumim că sunteți cu noi și că ați acceptat invitația noastră. Da, mulțumesc. Șef de departament, nu de întregii instituții, că pe urmă se poate interpreta. Sigur, mulțumim pentru aceste clarificări. În necrologul care a fost citit cu ocazia înmormântării, am ascultat câteva cuvinte frumoase și am preluat de acolo o frază pe care aș vrea să o readuc în atenție. Se spunea în acest necrolog Raluca, un om autentic, un creștin adevărat, o prietenă de nădejde. Un suflet cald și altruist. Ne e foarte greu să vorbim la trecut, și atât la serviciu de privec, cât și la mormântare s-au spus foarte multe lucruri frumoase. Am avut și eu ocazia să o cunosc în persoană și să colaborez, așa puțin. Vorbim la timpul trecut, însă, domnule Mocanu, ca tată. Aș vrea să încep așa cu dumneavoastră. Știu că ați mai spus câteva cuvinte și cu ocazia serviciului de priveghi. Cum a fost Raluca, așa ca și copil în familia dumneavoastră? Cum vă amintiți dumneavoastră de primii ani ai copilăriei? Dacă dumneavoastră vă este foarte greu să vorbiți la timpul trecut, vă dați seama cum este mie. Să vorbesc la timpul trecut despre Raluca acum trei luni mergea pe bicicletă la servici. Sper să nu, mă, să nu încep să plâng, pentru că lucrurile s-au desfășurat așa cu o viteză uimitoare. Pot să spun, acum trei luni mergea pe bicicletă la biserică. A fost o fire sportivă? Da, 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 îi plăcea muntele, îi plăcea să călătorească, dar vedeți dumneavoastră o boală ascunsă, o boală parșivă, aș putea spune, necruțătoare. Nu afli de ea decât atunci când nu mai ai ce să mai faci. Și a repus-o, probabil și sub influența, eu știu, poverilor vieții pe care le-a avut în ultimii 10 ani, dar ce să spun, ca și copil, o să spun că a fost un copil ascultător, un copil docil, Fără a fi subiectiv. A fost un copil cu minte. Un copil care știa să-i facă pe ceilalți copii să se joace. Un copil plăcut, inventa jocuri și capta atenția celorlalți copii. Apoi avea o memorie extraordinară. Nu trebuia să-i spună să învețe ceva de la școala duminicală. Era prima care învăța versete din Sfânta Scriptură, le memora, prima care memora cântecelele care se încântau la școala duminicală, poezioarele care se spuneau. A fost un copil model din toate punctele de vedere. Dar încet, încet a crescut și slavă Domnului că a crescut frumos. Și înaintea oamenilor, și înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să nu remarc faptul că rolul cel mai mare în educația ei l-a avut mama ei. Și Am pentru Raluca, și pentru ceilalți copii ai noștri, care toți au fost niște copii ascultători și deosebiți și credincioși. Încă de mică îi plăcea să ajute mama la treburile casnice, mama ei o numea mâna ei dreaptă. Apoi, acolo unde era nevoie, Acolo era Raluca. A fost de o modestie extraordinară. La curățenie, la mătură, la mop, la bucătărie, era o gospodină extraordinară. Ce pot să vă spun, făcea niște prăjituri și cred că și colegii din institut au, au simțit gustul, au apreciat o extraordinar de mult de doar asenen... pentru asta, o să vedem, dar da, am înțeles, da, am auzit în da, povestiri da, de genul ăsta, că da, era foarte da. dedicată zona aceasta a, a, da. culinară. Da, apoi era foarte responsabilă. Dacă era nevoie să plecăm noi undeva, să cumpărăm ceva, să lipsim un sfert de oră, jumătate de oră, că fiind cinci copii nu puteam să i lăsăm foarte mult singuri... Uh, el s a pe ceilalți în grija ei și avea mare grijă de ceilalți. Ea a fost Erau a doua? În siguranță, da. A doua, a doua după, andrei, cei cinci după Andrei. După Andrei, da. Da. Se implica, Era sora mai mare. Sora mai mare, da. Se implica în toate activitățile bisericii, se implica în activitățile cu surorile, la nivel de biserică, la nivel de comunitate. Ce pot să vă spun? Mi este foarte greu. Mi este foarte greu să vorbesc despre ea la timpul trecut. Da. În uh, contextul acesta, cumva să facem trecerea uh, și către uh, colegul noastră de platou, da. tot uh, fiind uh, la dumneavoastră, uh, v-aș întreba cum uh, a fost evoluția ei spre cariera aceasta? Ce a determinat-o să se îndrepte spre da. uh, chimie, spre cercetare? Totul a început în clasa a noua. A făcut liceul la Ione undeva sectorul 1, lângă primăria sectorului 1, a început clasa 9 Primul trimestru, corigent la chimie. Wow! Al doilea trimestru, corigent la chimie. Apoi, dirigenta a venit acasă la noi să vadă în ce condiții stă, să vadă ce se întâmplă. E adevărat că locuiam într-o casă atunci destul de micuță, o cameră mare de 4x4 4 în care stăteau copiii, și un hol, un antreu, o cămeruță mai mică, unde stăteam eu și soția, bucătărie, baie, toate destul de micuțe, și diriginta a spus, nu o să reușească. Nu o să reușească să ducă liceul până la capăt. Soția mea a avut o discuție cu Raluca. Raluca i-a spus din ce cauză, se întâmplă ce se întâmplă, nu o să spun acum din ce cauză. Soția mea a înțeles lucrul acesta și a făcut câteva meditații la chimie. Primestrul 3 a și-a revenit. Și a revenit, a trecut, apoi a mers întins așa până în clasa 12-a, după care a început să-i placă chimia și a urmat examenul la facultatea de chimie în cadrul... Politehnici. București, Facultatea de Chimie, a învățat extraordinar de bine, cu bursă de merit, toată facultatea. Și asta a determinat și pe celelalte fete mai mici, pe Iulia, pe Magdalena, să-i urmeze, să exemplu. urmeze exemplu, și ele tot la fel. Au urmat facultatea, Frumos. tot cu bursă de merit și așa a prins drag de chimie. I-a plăcut, i-a plăcut să se implice foarte mult și. Așa a început viața ei. Și o carieră în zona aceasta. Da, și o carieră, mai ales că s-a angajat la ICECHIM. Acum bănuiesc că domnul Alexandrescu poate să continue să spună multe Sârbu. despre Așa, da. Andrei Sârbu. Da, da. Mulțumim mult pentru aceste detalii, chiar da. nu le-am știut și da. poate de aici să Ea legăm. S-a dedicat slujirii altora, să știți. În ultimii 10 ani s-a dedicat slujirii altora. Asta a fost Raluca, pentru așa om, cum să nu vești o lacrimă. Îl slăvim pe Domnul da. pentru modul da. minunat în care... O viață frumoasă, dar foarte, foarte scurtă. Foarte scurt. scurtă, da. Doare. Mulțumim. Domnule Andrei Sârbu, uh, am aflat cumva din uh, detaliile acestea de culise. Uh, poate cineva ar fi spus uh, ce șansă după, eu știu, uh, corigențe, după uh, atâtea ratări, uh, să devii un cercetător ilustru în zona aceasta a chimiei. Uh, I-ați fost primul ei mentor. Uh, cum ați ajuns să lucrați cu Raluca? Ce amintire aveți uh, uh, din relația pe care ați avut-o cu Raluca? În anii aceia de început, după ce ea a terminat facultatea, se forma ca și cercetător. În primul rând, aș vrea să vă dau o explicație la transformarea ei din corijentă în cercetător de renume. Chimia are o caracteristică. Dacă nu înțelegi elementele de bază ale chimiei, și unul dintre ele este valența, atunci nu poți să faci nimic în chimie. Ori acea perioadă de câteva uh, semestre în care ea n-a uh, înțeles au fost după aceea clarificate de meditator, da, așa. care i-au deschis ochii, i-au arătat care este uh, chestia de bază a chimiei, valența. Tot așa cum la matematică este adunare. Deci dacă știi adunarea, după știi mulțirea, știi împărțirea, știi... Se leagă unele de altele. Ah, deci trebuie să știi un element de bază. În chimie este valența. În momentul în care înțelegi valența, după aia totul devine simplu și uh, încep să, începe să-ți placă. E ca în orice meserie. Dacă înțelegi despre ce e vorba, sau și în sport, dacă înțelegi, după aia începe să-ți placă. Uh, cum a venit ea la noi? Deci uh, în... Uh, după uh, 1989, toată cercetarea a avut un, o cădere foarte mare, în special datorită căderii industriei. Uh, ICECHIM-ul era un institut de cercetare aplicativă. Noi lucram foarte mult cu industria. Căzând industria, am rămas oarecum în aer. Ați rămas fără obiectul da. muncii. Ar fi fost bine să avem un director care să dorească să fac trecerea asta, că era clar nevoie de o trecere. Nu mai mergea cu industria, trebuia să găsim alt drum. Să ducă proiecte noi? Din păcate nu am avut un asemenea. director. Și el nici nu era doctor, motiv pentru care nu îndrăznea să se ducă pe la somități sau pe la aia, să nu cumva să-și aducă aminte că el nu e doctor și atunci să-l schimbe. Și din cauza asta, noi am, am decăzut, am decăzut, au plecat toți, toate fetele și am rămas un, un grup de oameni. În 2004, în fine, după multe încercări și după ascundere de acte și de nu știu ce, am fost în fine declarați Institutul Național. Ceea ce însemna că vom începe să primim o finanțare de bază. Până atunci nu aveam nimic. În momentul acela, eu și cu colegul meu, Dan Donescu, care era, el era directorul departamentului, eu eram director ajunct al departamentului, am zis în momentul ăsta trebuie să refacem institutul. Și Dan a zis, zice, da, și trebuie să luăm tineri, că uite, la Petru Poni, la Iași, Bogdan Simeonescu, actualul academician, angajează tineri și să știi că merge foarte bine. Zic, bine, Dan, hai să încercăm și noi atunci această, această metodă. Și, ne-am adresat prietenilor noștri, noi avem relații foarte bune cu Catedra de Chimie Macromoleculară de la Politehnică și cu celelalte catedre din Politehnică, de la Chimie, și am rugat să ne dea niște, niște tineri de foarte bună calitate, să pentru că recomand. nu poți să începi da. cu unul slab. Trebuie niște... Și ei ne-au recomandat, eu am luat-o pe Raluca, Mocanu, Dan Donescu a luat-o și omoghi. Deci două raluci au venit la noi. Din prima zi în care ea a venit, am și pus-o la treabă. Aveam așa mare nevoie de cineva, pentru că eram doar două, eu cu o colegă și cu o tehniciană, aveam nevoie de un tânăr, de cineva cu care să... Și din prima zi am pus-o la treabă. Din prima zi a răspuns. A fost o fată extraordinară, foarte foarte răzbătătoare. Adică îi dădeai ceva să facă o rezolvă. Descurcăreață. O rezolva și o rezolva foarte bine. A, a surpriza asta am mai avut-o după aia și cu alți tineri care nu credeam că... Deci eu cred că trebuie să ai foarte multă încredere în tineri. Nu e... Chestia pe care unii o au... Asta că e tânăr, nu e bună. Trebuie să le dai responsabilități să-l dirigezi. Pentru că ei au o foarte mare vitalitate și pot să rezolve. Deci în situația asta a ajuns ea la mine. Eu nu prea aveam bani. Încă situația era foarte proastă. Critică. Și atunci cu colega mea, cealaltă, care era de vârsta mea, chiar mai mare cu trei ani, am zis să facem un felul următor. Ne luăm din salariul nostru și îi dăm ei ca să-și ia salariul pentru că altfel pleacă. Un tânăr, dacă nu îi dai salariu, pleacă. E clar. Noi Ați făcut un sacrificiu. Am făcut un sacrificiu. Uh, și uh, salariul totuși nu era mare. Adică la nivelul ăla era de 10 milioane în, 1900, în 2004. Uh, și, dar era un salariu destul de bunicel, tot acceptabil. Uh, acceptabil, exact. După vreo șapte luni de zile, șapte luni de zile, colegul meu, Dan Donescu, care a aplicat pentru un proiect european, a zis, gata, a intrat un proiect european. Ce facem acum, zice, o mai țipă luca, Uite, eu pot să-i dau dublu Dar Atunci am zis, da, ne, nu pot să-i spun fetii să nu ia salariul dublu. Zice, și plus de asta o să facă doctoratul cu mine, am stagii de trimitere în străinătate. Zic, da, ne, cu drag, noi eram oricum prieteni și eram cam același colectiv. Adică sărbam zilele împreună, eram colective gemene, să zic. Practic, și atunci acela a fost mutat... momentul de lansare, rampa de lansare. Da. Atunci ea a trecut în acel, în acel proiect uh, european uh, și a făcut un doctorat de foarte bună calitate și uh, încet, încet a parcurs toate uh, treptele. De la ACS, eu am, o angajasem ca asistent de cercetare, astfel încât din 2004 până în 2015 a ajuns la maximum la CS1, adică profesor universitar, că sunt aceleași criterii la cercetător științific principal gradul 1 și profesor universitar, sunt aceleași criterii. La 34 de ani ea era deja profesor universitar. Și nu numai că era profesor universitar, dar era pe drept, adică avea o asemenea activitate laborioasă, multe articole și multe uh, lucrări făcute, uh, pentru noi a fost foarte mare. Dacă toți suntem pe zona aceasta a realizărilor, eu am mai citit câteva din ele, dar poate e bine așa pentru ascultătorii noștri să punctați dumneavoastră așa câteva din realizările ei. Acum îmi pare rău, vorbim la trecut, iar a fost o fire foarte modestă. Da. Noi în mediul evanghelic, și mulți mi-au zis acum, nici n-am știut ce... Capacitate a fost și da, ce. Da. Uh, cât de uh, înțeleaptă și inteligentă și ce realizări extraordinare a avut. Era, Nici eu, ca nu le-am știut era. pe toate. Nici eu, ca tată. dumneavoastră. era foarte modestă. nu îi plăcea să se laude, uh, îi plăcea să facă și să se vadă ce a făcut. Nu Să o laude alții. Nu să se laude ea. Deci asta, asta, a fost unul din lucrurile care mi-a plăcut foarte mult la Raluca, modestia. De la început a fost de o modestie formidabilă. Niciodată nu, nu spunea eu vreau să fac aia. Cum ziceți dumneavoastră? Facem așa, facem așa. A venit cu propuneri, dar nu în sensul de a zice nu ce spune dumneavoastră, nu e bine. Și asta a ajutat. -o. În ceea ce privește realizările ei, în cei foarte puțini ani, totuși, din 2004 până în 2024, în 20 de ani, a reușit să publice 51 de articole de foarte bună calitate, dintre care jumătate sunt scrise de ea, 25 de articole. Sunt foarte puțini dintre oamenii de știință, pentru că se scrie în grup. De obicei, o lucrare se face în grup. E foarte dificil acum să mai fie un chimist singur. Este cu o echipă. Dar ea avea talentul ăsta de a extrage esența și i-a permis să scrie, să redacteze acele articole. Bine, erau corectate de Dan Donescu, de mine, de, de, de ceilalți. Supervizate, dar, da. Supervizate, dar este foarte... Este ce mai greu lucru este să, să scrii articolul, draftul de articol. Primul, prima formă. Pornește ideea. Că după aia se cizelează. Pot bolți, da. Dar ca să poți să pui datele, să le a pe o coloană vertebrală și să dea o chestie coerentă, asta este lucrul cel mai greu, că să adun toate datele din jur. Ea avea capacitatea asta, de-aia și scria, scria ușor. Am văzut că a obținut premii naționale, internaționale, da. medalii. a, obț a obținut. -te. Am să vă dau așa ce, ce medalii a avut. A avut medalia de aur la Salonul de Invenții Pro-Invent Cluj-Napoca în, în 2022 și medalia de argint la Salonul de Invenții Euroinvent Iași 2023 pentru cererea de brevet, compoziții și procedeu pentru obținerea hidrogenului compozite pe bază de polizaharide naturale și aplicația lor în procesul de imprentare 3D. Știți că ăsta e un procedeu foarte modern. Exact. Asta cu procedarea care seamănă cu, cu, printarea normală pe hârtie, numai că e în relief și atunci poți să faci piese, poți să faci obiecte. Și ea vrea să facă chestia asta din hidrogeluri. Asta este unul dintre brevetele ei foarte importante. A mai obținut un premiu internațional pentru tineri doctoranzi Nanobio Europe în 2008 la Barcelona, în Spania și un premiu la Emerging Technologies in Material Engineering uh, in, în București în 2021 cu lucrarea, sinteza și caracterizarea hidrogelurilor uh, reticulate verzi. Deci, uh, pentru uh, o tânără, noi o considerăm în continuare tânără, o activitate prolifică. O activitate foarte importantă și poate că ar trebui să menționez aici că deja devenise mentor. A avut, a avut una dintre fetele care a terminat doctoratul, a fost pe baza modelului meu să conducă ea însăși un, un doctorat, neavând dreptul, pentru că cei de aici echip nu au dreptul la condus doctorat, în, cum se spun, în cotutelă cu un profesor din facultate, dar ea, de fapt, la fața locului, ea a condus acea teză de doctorat. Eu am fost în comisia acelei teze și pot să vă spun că a fost o, o lucrare foarte bună de doctorat. Adică a preluat de la noi și aveam mari speranțe că va continua. Era unul din vectorii importanti pentru viitor, pentru formarea viitorilor tineri. Că așa este. Exact cum spunea domnul Mocanu despre ea că se ocupa de surorile mai mici. Probabil că tot de aici i-a venit chestia să se ocupe de tineri și să-i formeze ea așa și ea la unde ea a fost formată. Da, avea o fire maternă și așa spun mai toți care au cunoscut, avea un spirit uh, protector, să ajute, să uh, era empatică, să uh, sprijine, să uh, fie de folos, să uh, cumva dea o mână de ajutor când era nevoie. Uh, suntem așa pe final de emisiune, prima această parte, trebuie să vă spunem, uh, stimați ascultători, că o să mai avem în partea a doua alți invitați, însă, pentru prima această parte a emisiunii, aș vrea, domnule Andrei Sârbu, să ne spuneți așa cu ce amintiri frumoase sau ceva care v-a marcat din viața la iar pe tatăl la domnul Mocanu, nu știu, o întâmplare, un eveniment din familie care, eu știu, o să vă rămână așa, impregnat, așa și ca un reper pentru dumneavoastră din ce a fost Raluca în familia dumneavoastră? Vă spuneam despre faptul că toată facultatea a avut bursă de merit. Ei bine, din prima bursă de merit a venit acasă cu un buchet mare de flori pentru mama ei și cu un de prăjituri. A fost semn de mulțumire. Odată. Da, da. Da, asta este o amintire care seamă că nu o să uit. Da, mulțumim. Emoțiile sunt mari, într-adevăr. Noi dăm slavă Domnului pentru că a fost o viață uh, care a, a lăsat în urma ei uh, uh, un model, o traiectorie frumoasă și. Pentru noi ca oameni e greu să înțelegem de ce Dumnezeu a ales altfel. Așa cum spunea domnul Andrei Sârbu, uh, avea o viață încă înainte, din punct de vedere uman și științific, în care ar mai fi făcut poate multe lucruri uh, folositoare, utile științei, societății. Însă uh, domnul uh, uh, a ales altceva și... Uh, nu, nu ne rămâne decât să uh, credem că planul Domnului este mai bun. Domnule Andrei Sârbu, ceva care a rămas așa ca un reper, ca un moment frumos în memoria dumneavoastră? Păi, cred ca să vă spun prima chestie care m-a impresionat. Aici era după vreo două, trei săptămâni la noi în, în colectiv. Cum v-am spus de la început, a intrat în, în focuri. Adică a spus în, cercetare, o în, plin. în cercetare în plin, în traducere, în scriere de referat de lucrări și așa mai departe. Și la un moment dat a venit la mine și mi-a spus, domnul Sârbu, știți, eu vreau să vă spun ceva. Eu sunt dintr-o familie numeroasă. Suntem foarte mulți, banii sunt puțini în casă. Și eu, în timpul facultății, ca să mă țin, am... Lucrat la o familie, să fac curățenie. Și, și acum eu mă duc să lucrez. Îmi puteți permite să plec o oră mai devreme, miercurea, ca să mă duc la familia respectivă să lucrez? Deci era inginer. Era la un institut de renume. Și nu a prejetat să-și ajute familia. Să, să facă ceva în plus ca să poată să-și ajute. Pe mine, o asemenea un asemenea mod de gândire m-a impresionat profund. Pentru că mulți oameni caută să fofileze. iar nu. Ea vrea să muncească și să câștige pe drept ceea ce poate. Bineînțeles că după aia n-a mai fost cazul că ei s-a mărit leafa și nu știu ce. Dar modestia asta a ei mi s-a părut extraordinară. Da, și altruismul și uh, dorința asta de, de a fi uh, de folos și familiei, științei, iată, biserice și o să vedem în partea a doua cu domnul pastor modul în care și la biserică și în slujire s-a evidențiat. Noi mulțumim Domnului pentru astfel de oameni și e lucrarea Lui. Dumnezeu este Cel care schimbă, transformă caractere, schimbă oameni, schimbă destine. Noi vrem să fim recunoscători și să lăudăm pe domnul pentru o astfel de viață Amen. trăită cu folos. Amen. Chiar dacă a fost scurtă înaintea lui Dumnezeu a contat faptele și contează așa ca pentru fiecare dintre noi ceea ce facem. Da. Și cu ce plecăm de pe această lume? Domnule Mocanu, domnule Andrei Sârbu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc multă binecuvântare și uh, sănătate, uh, și vă mai așteptăm. Acum, uh, poate cu alte subiecte, mai, cum să zic, mai uh, frumoase, sau, în fine, nu că acesta nu ar fi, dar uh, e dureros când vorbești de la trecut și uh, când evidențiem ceva, și ne-am dorit să nu fi avut un astfel de aloc niciodată. sau... Da, suntem, suntem aici și, încă o dată, apreciez foarte mult că v-ați făcut timp să ne evidențiați, așa, câteva crâmpe. Timpul nu ne ajunge să evidențiem, așa, o viață, dar, înaintea lui Dumnezeu, toate rămân, cum să spun, registrate așa. în evidența lui. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim și aș vrea să-i spun Evei fata ei să știe că a avut o mamă extraordinară și atunci când face ceva să se întrebe oare i-ar place mamei ce fac eu? Atunci o să meargă pe drumul bun. Doamne ajută! mulțumim!

Just stay. În prima parte ne-am uitat un pic la primii ani din viața Raluca, în familia Mocanu, acolo unde Dumnezeu a așezat-o, a avut un plan cu ea, apoi am urmărit traiectoria ei profesională, cariera ei și cumva tot de aici, din zona aceasta a carierei, vrem să continuăm discuția din prima parte, ne bucurăm, doamna Ana Maria Gurban, că sunteți cu noi. Înțeleg că din anul 2017 o cunoașteți. Eu de atunci am avut primul contact cu Raluca. Problema, ca să spun așa, Raluca, că era sau nu era cunoscută, drept dovadă, în ziua aceasta, poza Ralucăi încă este la intrarea în institut. Adică... Sunt foarte mulți dintre colegii noștri care cu siguranță au iubit-o, au apreciat-o sau au respectat-o, are flori puse și uh, nimeni nu a îndrăznit sau nu îndrăznește încă să îndepărteze de acolo. Știți că pentru noi un anumit număr de zile țin memoria celui decedat, nu există. Și nu neapărat că ne încăpățânăm să refuzăm că a murit, pur și simplu vrem să o păstrăm vie pentru că ea era vie dacă ar fi să spun ce sens a avut Raluca, eu o văd ca o rază de lumină a răsăritului într-o poiană care se trezește primăvara la viață. Vă spun sincer, aceasta este pentru mine Raluca. În 2017, ca să vin cu ceva mai multe detalii, eu atunci m-am angajat la institut, veneam din partea de învățământ universitar, după un doctorat făcut în afară, câțiva ani în cadrul universității, pur și simplu cam stagnam în poziția de postdoctorant. Nu prea aveam, așa cum a spus domnul Andrei Sârbu, un mentor care să stimuleze și să-ți dea o rampă de lansare. Și atunci, doamna director, la momentul respectiv, mi-a propus să vin în comisia de interviu, Raluca, o și văd acum, delicată, ca o prințesă, mi s-a părut, am spus-o și o spun în continuare, ca o prințesă, cu părul strâns, frumos, nu cu teamă, nu cu jenă, nu cu, deci cu niște ochi curioși, dar nu te făcea să te simți incomod, să-ți fie teamă sau să ai emoții, nu, pur și simplu. Acela a fost primul contact. Eu nu prea am avut în domeniul meu de activitate în primii ani interacțiune foarte mare cu Raluca, dar după ceva timp când am început să-mi aplic proiectele mele pe, la nivel internațional, Discutând cu doamna director, mi-a spus: Păi, uite, și Raluca face. Interesul meu este de a dezvolta senzor pentru detecție de substanțe toxice, toxine, poluanți, cu aplicații în medicină. Drept pentru care, în momentul în care am inițiat discuția cu Raluca, ochii ei vorbeau fără să deschidă gura. Adică, îi jucau ochii de curiozitate, însă avea răbdare, că asta este o mare calitate, să ai răbdare de la celălalt din fața ta să vezi ce vrea. Cu ce poți tu să-l ajuți? Ai capacitatea sau dacă nu, cum anume poți te pliezi. Ea găsea întotdeauna soluții. Chiar dacă veneam cu niște idei care nu se potriveau poate domeniului ei, încercam și le aduceam în așa fel încât găseam punctul comun. Și ce mi-a plăcut cum am spus și la priveghiul Ralucăi, rar este, spui că ești pe aceeași lungime de undă cu un om. E, cu Raluca rezonam. Rezonam nu pentru că aveam intimități în a ne povesti, nu. Prin blândețea ei, dar în același timp avea o exigență în ceea ce făcea, ca să vină ca răspuns în îndeplinirea unor solicitări sau a unor nevoi ale celorlalți, nu ale ei, că nu se punea pe ea pe primul loc avea răbdare, dar și tenacitate și îndrăgirea de a rezolva. Ceea ce pentru mine a fost, cum să vă spun, exact un pansament, pentru că fiind plecat în afară, am avut studenți de coordonat în afară, mi s-au dat. Și nu este simplu. Nu este simplu să lucrezi cu ei, să-i canalizezi și până la urmă, Asta este mulțumirea, dacă iei format să vezi că pot să ducă mai departe ceea ce tu ai reușit să, să le insufli. Și asta avea și Raluca. Întâlnirile noastre erau cu zâmbetul pe buze, adică găseam umor în ceea ce făceam. Dar uite, acolo n-am mers, dar poate dacă am încercat asta, dar dacă ia fi atentă, îmi veneau ideile pentru că și ea, sunt convins, avea foarte multe idei. Și cum îmi venea, îi dădeam mesaj Raluca, crezi că putem discuta? Da, niciodată n-a spus nu În octombrie am avut simpozionul Priochem Am stat lângă ea la prezentările respective N-a spus că nu este bine Chiar zâmbeam și chiar ne amuzam la un moment dat de anumite subiecte Și în noiembrie când am rugat-o să mă ajute pentru predarea proiectului, raportul de final de an la unul dintre proiecte, am rugat-o la Luca, crezi că poți să-mi dai pasajul pe care tu ai lucrat? Și mi-a spus Ana, uite, eu nu mă simt chiar atât de bine. Zic, nu-i nimic, caralul, lasă că mă descurc, pentru că mi-aduc aminte ce s-a făcut și mă descurc eu cu ce este. Vreau să spun că după două zile, eu am primit de la ea fragmentul de care aveam nevoie. Adică nu te-ar fi lăsat oricât de rău era intuiai și cum să vă spun, în relația pe care am avut-o, că povesteam despre copii, că fiul meu fiind un pic mai mare decât Eva, întâmpinam, luasem puțin mai în piept etapele acestea ale adolescenților și atunci mai împărtășam din experiențe, din ce mergea, din ce nu mergea, din cum încercam să venim în întâmpinarea nevoilor lor. Și era deschisă pur și simplu la orice. Avea un respect pentru cel din față, niciodată nu am văzut-o să, să fie agresivă în vorbire, să ridice tonul, să ți reproșeze ceva, dar într-adevăr eu am caracterizat-o ca o prințesă. O prințesă care își duce luptele cu delicatețe, dar cu determinare. Există prințese care ar fi gata să-și scoată o sabie și să ajungă să facă dreptate cu sabia în mână și altele care prin delicatețe, prin arta războiului dus cu vorbă bună, dar insistând, aceea era Raluca. Foarte frumos! V-am ascultat așa cu poftă, cu mare interes și reauzindu-vă acum că și cu ocazia serviciului de privechi v-am ascultat. Într-adevăr, ne-ați adus așa în prim plan lucruri pe care noi nu le-am știut sau le-am știut sub alte fațete. Noi nu am știut latura aceasta mai științifică, mai de legată de profesie. Domnule Ovidiu Rusnac, așa ca lider spiritual, cum era Raluca în biserica locală? Că și aici au fost mărturii frumoase din zona aceasta evanghelică, a fraților, surorilor de credință, cum ați cunoscut-o dumneavoastră? Cum ați relaționat cu ea? Și până a descoperi boala și chiar poate un pic și în perioada aceasta grea a suferinței? Da, acum eu o știu de 9 ani, 9 ani de zile de când păstoresc Biserica Nădejdea. Mi-e foarte greu să spun așa despre Ce vreau să spun din start e că am toată convingerea că ea trăiește. Da? Noi știm că cine face voia lui Dumnezeu, nevață Sfânta Scriptură, rămâne în viac. Amin. Când noi am auzit de situația prin care ea trece, din luna octombrie, nu prea mai venea de la biserică, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că Raluca nu lipsea de la biserică. Până în pandemie, nu mi-aduc aminte să fie lipsit în cursul săptămânii de la biserică. Nu mai zic duminica dimineața și duminica seara. Mi-aduc aminte, în București era un eveniment, și mulți tineri au plecat, familii tineri au plecat și noi am rămas câțiva la biserică și văd că apare Raluca, plină de strălucire, că asta înseamnă Raluca, strălucire, lumină. M-am uitat spre să văd numele ei și cred că lumina care a înconjurat-o așa toată viața îi se potrivește cu numele pe care părinții, părinții parcă profetic, l au pus inspirați așa, Raluca. Și întreb, Raluca, tu nu ai plecat? Și ea zice, frate, dar dacă vine cineva la biserică și noi nu suntem? Și așa cu o mândrie, eu, eu vreau să stau în biserica unde m-a pus Dumnezeu. Și cred că statornicia ei pe cale, deși șuvoaiele, versetul din Biblie cu care am început serviciul de mormântare a fost dat, cuvintele lui Iisus a Mântuitorului, care spunea despre casa aceea lovită de șuvoaie. Mulți poate nu o cunoaștem pe Raluca în problemele ei personale, intime. Nici eu nu am cunoscut-o foarte mult pentru că nu îi plăcea ei să vorbească. Chiar și în ultima parte a vieții, foarte greu. Adică ea era o persoană totdeauna pozitivă și nu, nu, se, nu, se, deschidea. Dar ea a rămas statornică pe care a lui Dumnezeu. Secretul biruințelor ei, a iscusințelor ei, la locul de muncă, în relațiile deosebite pe care le-a avut cu domni, profesori, conferențiari, universitari, oameni de marcă, din uh, timpul nostru, uh, cred că secretul uh, se datorează primul rând părinților, dar îi cunosc pe părinți, în mod special pe tatăl, cu care avem o colaborare foarte bună la Biserica Nădejdea, uh, educația pe care a primit-o în familie, dar secretul mare al uh, reușitelor ei în viață a fost faptul că într-o zi ea l-a cunoscut pe Isus Hristos. Deci despre fata asta pot spune că a avut o relație adevărată cu Dumnezeu, adică pentru ea uh, credința nu era o religie, da, ea trăia cu Dumnezeu. De aia eu cred că aș fi fost atât de încercat în viață, pentru că, așa cum vedem în cartea lui Iov, când e un om al lui Dumnezeu, deavolul spune, ia dă-mi să-ți-l cern. Da, și a fost încercată, încercată. A avut lucruri pe care le-a iubit foarte mult, a iubit mult familia, a iubit mult da, colegii, și în argumentul celor ce le spun, de exemplu, noi când am aflat de Raluca și problemele ei, toți prietenii de la Ice familie, familia nici nu mai zic, biserică, toți am făcut totul pentru ea, tot ce se putea omenește. Deși șansele știam că sunt foarte mici, dar am făcut totul pentru ea, de ce? Pentru că am înțeles un lucru acum, după aproape două săptămâni de când da, ea nu mai este printre noi, ea a făcut totul pentru Dumnezeu. Adică era Luca, când îi spuneai ceva, adică nu conta nici vârsta, nici își îndrepta spatele, au văzut așa, și îndrepta spatele, să uita în ochii tăi, da, calcula și spunea gata, îmi fac sarcina, da? îmi fac ce trebuie. Aș putea numi câteva lucrări pe care le-a făcut ea pe plan spiritual, nu numai că a adus o oarecare unitate în mijlocul unei biserici aflate în tranziție, totuși, după 30 de ani pleca un pastor, venea un pastor nou, nu mă ridicam la studiile și la valoarea, zic așa, vechiului pastor. Uh, un pastor mult mai tânăr, eu aveam 26 de ani când am venit pastor, <laughs> deja era în plină ascensiune, uh, și cu toate astea știa să asculte, știa ce înseamnă autoritatea pastorală uh, și a fost, cum să zic eu, un factor care întotdeauna a adus unitate. Pentru că aminte, de exemplu, mai erau tineri care comentau sau eu îi solicitam și, și ruca imediat la o poziție să fim uniți, să fim uniți, să ascultăm. Uh, multe exemple, multe exemple. Da. A fost o, o lumină și o încurajare pentru că l-a avut pe Iisus în inimă cu adevărat și uh, relația ei cu Dumnezeu uh, a fost o relație autentică, reală. L-a da. iubit pe Dumnezeu. S-a implicat în lucrarea cu surorile din comunitatea baptistă de București, uh, s-a implicat în anumite tabere uh, și în generația tânără, uh, s-a implicat o vreme la noi în biserică în lucrarea cu copiii, uh, de una singură, efectiv, lua lucrarea și și își ducea lucrarea cu copiii, cred că l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, a făcut totul pentru Dumnezeu, nu a dus lucrurile la jumătate, ci întotdeauna a dus lucrurile până la capăt, oricât de greu era, lăsa lucrurile așezate în urma ei, lucrurile până la capăt. Da? Și cred că avem nevoie, demersul este extraordinar, de a aduce în discuție despre astfel de oameni despre care Dumnezeu, prin Ezechiel, prin profetul Ezechiel, spune caut un om. Și astăzi Dumnezeu caută un reper, caută un om. Da? Și Raluca a fost un om un, model de care noi avem atâta nevoie, la generația tânără, nu numai fi ca ei, dar generația tânără, da, avem un neprivi, avem o moștenire pe care ea ne-a lăsat-o și care e o mângâiere. Da? Plecarea ei e, e dureroasă și cumva frustrantă pentru noi toți. Dar ce a lăsat ea în urmă, da, cea, mărturia ei, e o mare mângâiere. E o mare mângâiere și avem ce învăța de la ea. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Noi vrem să le evocăm pe Dumnezeul Ralucăi și, așa cum a spus, a avut o relație specială cu, cu Dumnezeu și a trăit credința în modul, la modul practic, cu multă seriozitate și asta arată, iată, și prin mărturiile care nu sunt doar în biserică, nu s-au rezumat doar în familie, ci într-un spectru mult mai larg, la locul de muncă, prieteni, rude, și așa cum am văzut, foarte, foarte mulți, și din țară, și din afară, așa, au cunoscut-o și uh, au amintiri frumoase. Dar bă, noi, m -m mă scuzați, putin, noi, noi credem pe baza învățăturilor de scriptură, dacă te naști într-o familie de oameni credincioși, asta nu înseamnă că automat ești și tu credincios. Da? Tu trebuie să ai o zi, un timp, când să hotărăști să urmezi calea lui Dumnezeu. Era Luca. Și vreau să spun apăsa lucrul ăsta și să rămână în memoria tuturor, în amintirea ei, Raluca a avut un timp când l-a primit pe Hristos. Da? A avut o, o, o hotărâre, o decizie pe care a luat-o pentru Dumnezeu și vă spun, ea a trăit, a fost chimist, a fost mamă, a fost, dar ea în primul rând, și vreau să subliniez lucrul ăsta, a trăit pentru Dumnezeu. Da? A fost o frică da. nu, nu vreau să spun foarte multe lucruri din intimitățile ei și, dar spun, ne program, uite frate, o vidu că am așa e programul meu într o zi. Și vă spun, din tot programul ei, pe primul loc era Dumnezeu și apoi celelalte. Și de aceea și Dumnezeu a binecuvântat-o, ne spus de mult și a făcut-o până la urmă o binecuvântare pentru noi. Într-adevăr, a fost o binecuvântare, și în viața ei profesională s-au văzut multe rezultate și realizări, care fără Dumnezeu suntem convinși nu ar fi putut să, să le realizeze cum i-a fost domnul Sârbu, pentru că mulți se luptă și nu răzbesc. Ori ea a avut și Dumnezeu a iubit-o, cred eu, de când a apărut pe pământ, pentru că i-a scos în cale oameni. Sunt convinsă că poate nu toți au fost așa la niște așteptări înalte, dar ea niciodată nu a spus absolut nimic rău, nu s-a plâns vreodată, deși știam și întrebam, Raluca, uite, când aplicam proiectele, tu ai, ai partener, reușești, nu mi-a răspuns, hai că te ajut, hai că vedem. Dar asta spun, contează foarte mult să rezonezi cu omul respect, dar ea totuși a fost iubită de Dumnezeu de la început, pentru că i-a scos și a așezat în cale. Într-adevăr, știm foarte bine că atunci când nu ne ies lucrurile așa cum vrem sau avem anumite piedici, trebuie să se întâmple pentru că Dumnezeu ne încearcă. Poate că trebuie să se întâmple ca să se separe anumite lucruri și totuși ea prin asta a mers mai departe și într-adevăr că ochii vorbeau și puteai să-i vezi sufletul nu în cele mai adânci intimități, că poate pentru ea erau niște lucruri care nu le-ar fi expus și nu le-ai expus niciodată. Dar pentru noi ceilalți, drept dovadă și mobilizarea foarte mare pe care am avut-o în a o ajuta. Toți am știut, în momentul în care am văzut și am rugat-o pe Iulia să ne dea ca să putem să intervenim, vă dau cuvântul meu de onoare, că toți din institut, cu cine am putut, de la doamna director general, domnul director tehnic, au pus mâna pe telefon, s-au făcut, s-au mobilizat, puteam să o ducem în țară, deci la momentul respectiv deja aranjasem toți ne-am dorit ca ea să trăiască. I-am și spus și am vorbit cu ea în noaptea de anul nou, am sunat-o și am spus, măi, Ralu, te-am sunat să bem un pahar de șampanie. Știam, este, nici eu nu beau, nici ea nu bea, dar să ciocnim și zic că cum ești? Și mi-a spus, sunt împăcată cu Dumnezeu. Zic, te cred că până la urmă voia lui Dumnezeu e una și asta este. Dar zic să știi că eu nu, nu renunț Și zic nu vreau să te las Adică măcar să o încurajez Să meargă mai departe Știam că e optimistă La fel am fost și eu Că de asta spun Și a spus zic, îmi place determinarea ta Zic să știi că o să fiu lângă tine Îți suflu de pe umăr de acolo Ca să mergi înainte Și a mers Pentru că știa că trebuie să meargă Dar ea știa care este drumul deja Și ce vroia Dumnezeu cu ea Așa este, așa este. Am simțit și eu lucrul ăsta, deși m-am dus pregătit să-i spun da, să fie pregătită, pentru că fiind chimistă, ea și-a dat seama. Era da. inteligentă. Dar, și dar mama a... mama din ea și dorința de a fi lângă Eva și șansa aceea mică medicală care a da, fost, da, da, da. a luptat. Și asta, asta e, de apreciat. e de apreciat. Da, dar asta spun, a fost iubită și este iubită în continuare. Pentru noi este mare lucru să vezi o asemenea mobilizare și nu cred că ar fi fost numai pentru ea, dar într-adevăr, ea a fost deosebită pentru noi noi am văzut și în mediul creștin, dar chiar am văzut și pe rețelele social media, s-a răspândit foarte mult și am văzut institute de cercetare, universități, mediul academic care a rezonat și a făcut o promovare și o campanie de solidaritate și noi la radio am avut o perioadă bună, un anunț în privința aceasta a solidarității și am fost impresionați Domnul Vidurusnac e martor că am lăsat telefonul meu, ne-au sunat foarte mult și nu doar din mediul nostru evanghelic, ci oameni care au dorit, practic, să ajute și să fie de folos în cazul Raluca. Da, și le mulțumim pe calea aceasta. Raluca a fost foarte generoasă. De exemplu, într-o într miercuri seară, miercuri nu suntem mai puțin la biserică, vin cei interesați, să zic așa. Nu vreau să îi judec pe ceilalți, dar miercuri seara vin cei pasionați. Uh, și și am cu de cărți de cântări. Și o întreb pe, pe doamna Adriana, mama Luca, de unde au apărut? Și ea zice, vreau a luca <laughs> păi de ce le-a cumpărat? Păi să cânte biserica, că ea iubea foarte mult să cânte, a da. în cor. Uh, nu numai o dată. Deci când am, am avut cadouri pentru copiii de Crăciun sau pentru copiii sau era prima, prima care venea cu cutiuța sau să sară în ajutor. A fost o, o persoană foarte generoasă, -a, a dăruit, a dăruit mult și Dumnezeu cumva a mângâiat-o și i-a întors. Așa da, da? Pentru că până la urmă tot ce facem, spunea mântuitorul nou, ne facem. Da? <gântu -i> și tot binele pe care îl facem altora se va întoarce într-o bună zi e, tot pentru, pentru noi. Dragilor, suntem așa, timpul fuge, trece. Eu m-am bucurat de dialogul acesta și sunt convins că multe lucruri ar mai fi fost bine de punctat și ar fi putut fi spuse, evocate. Însă aș vrea pe final de emisiune să punctați așa unu-două momente cu care rămâneți așa în memoria dumneavoastră în, din relația cu Raluca așa cum a fost ea pentru unii mai lungă pentru alții mai scurtă Pentru mine nu cred că pot să separ un moment față de altul numai când veneam și puneam mâna și spunea Gana, vrei să facem asta? Ce crezi, merge sau nu merge? Adică nu am cum V-am spus, întâlnirile noastre, deși erau cu dedicație, poate, pentru partea familială copiii, că erau pentru servici sau pentru diverse chestii mondene, erau cu zâmbet și cu curiozitate și dorință de a merge. Ori astea n-ai cum să le... E un întreg Raluca. Raluca va rămâne și așa mi-o voi aminti. Îmi pare rău că a fost cam scurt perioada în care am mai fi avut nevoie de timp să mai împărtășim destule. Din păcate... Sau, din fericire, poate că ne vom întâlni și vom avea timp mai pendelete, nu mai suntem zoriți de aceste griji, tumult al vieții și atunci, să sperăm, cu voia lui Dumnezeu, că vom mai avea șansa să. Doamne, ajută. Cu siguranță ea apă și pe un tărâm unde nu se mai numără ani, nici clipele, ci un tărâm veșnic. Noi credem că asta, spuneți cuvântul lui Dumnezeu, suntem ființe veșnice și. Dumnezeu are un loc pregătit și că viața continuă. Domnule pastor, ceva de suflet, ceva care așa v-a mărcat sau poate un gând din scriptură pentru ascultătorii noștri? Da, felul, felul cum ea a trăit glorificându-L pe Dumnezeu, să știți că nu toți oamenii l-au. Felul cum ea a plecat la cele veșnice, rar îl vezi, a plecat în niște suferințe, de exemplu, eu, de când a venit ea în România, eu n-am mai putut să o văd. Mi-am cerut iertare familiei și am spus, nu aș vrea, nu, nu, nu aș mai putea să o mai văd. M-am rugat mult și am sperat că Dumnezeu, până la capăt, va, poate va lucra o, minune, dar modul onorabil, modul cum i-a lăsat toate lucrurile clarificate în urma ei, modul cum și-a cerut iertare, modul cum a privit moartea, până la urmă să fim serioși, cu nu-i nu frică de moarte. Mi-e frică de moarte și mie, și cred că nu e om sănătos la cap, că vrea să nu-i fie frică de moarte. Da? E, a simțit a simțit că, că vine clipa morții și a îndreptat din nou coloana vertebrală, stilul ei, pasă o să rămân, da? a privit spre Hristos și spre răsplătirile care urmează și pe, i a știut că viața ei. Se va duce dincolo. Chiar așa am și început lupta cu cancerul. A zis, frate, eu o să mă pregătesc pentru, pentru lumea de dincolo, să te am ascultat o predică, ce părere ai. Ea a plecat pregătită de pe pământ. A plecat mântuită. Și a plecat acasă la Domnul. Da? Acum rămâne pentru noi întrebarea unde vom fi noi în veșnicie. Și când noi vom pleca de pe pământul acesta, cum vom pleca noi de pe pământ? Sunt multe lucruri de, de spus despre, despre Raluca și felul ei de a sluji, de a, de a rămâne statornică pe cale. Mă uitam în cursul celor 9 ani de zile câți au migrat dintr-o parte în alta. Ea a rămas statornică. Și noi suntem o biserică, oarecum majoritară, oameni mai în vârstă, trecuți prin, prin viață. Și putea să zic că mă duc și eu să ascult altă muzică, să am alte familii am apreciat, a rămas statornic. Adică știam, ninge, plouă, fulgeră, tună, cade cerul. Spun cade cerul că a fost ato, o furtună cu... Da, și am fost câțiva la biserică, pentru cei câțiva era și era Luca. Nu știu cum reușea, <gânt> nu știu ce mânca, nu știu de unde avea atâta putere. Uh, puțin știu cu ea a crescut-o pe Eva de una singură și uh, a fost și mamă și tată. Nu știu cum găsea. Eu cred că secretul ei a fost, da, de unde și trăgea ea bateriile astea de mamă, de profesionistă, de sora în biserică, eu cred că avea o relație autentică cu Dumnezeu. I-am văzut biblioteca, i-am văzut cărțile, povesteam cărțile pe care le citea, știu cu ce gânduri se hrănea din Biblie, știu cum mentora pe alte femei și alte fete în Cuvântul lui Dumnezeu și cred că întotdeauna și-a găsit sursa de putere ca să meargă mai departe în Dumnezeu. Și aici vreau să spun, să știți că și mie mi-e greu. Uneori aștept să o văd că intră pe ușa bisericii. Îmi dau seama cât de greu le familie sau parcă viața nu poate să meargă mai departe colegilor da, care păstrează fotografia da, deci și luminile acolo și o avem, da, cum să vă spun vie. noi am avut da. competiție de proiecte acum în ianuarie, în februarie am depus proiecte internaționale ea este în lista de proiecte acolo în lista de personal key person. pentru că -am, am refuzat să spunem domne, nu are nicio șansă și pentru noi este acolo este greu am implicat în proiectele care le-am în derulare mi se termină la finalul anului acesta nu concep să o înlocuiesc și am nevoie, am nevoie de ea, ca să spun așa, nu neapărat că vreau să, dar măcar și mental, prin zâmbetul ei, prin ochii ei, dacă erau acolo și știai că ai putere să mergi mai departe. La fel și ea știa că se putea baza ca asta, ea n-a spus niciodată sau n-a spus, n-a venit să devină cumva, a avut un bun simț și din comun. Deci, ieșit din comun, respecta și aveam niște feeling-uri de a ne simți una pe alta și nu numai. Cred că avea și cu alții. Dar știam când avea nevoie de sprijin sau când aveam noi nevoie sau în orice ca și știam cum să intervenim sau interferăm, dar niciodată nu ne-am călcat că tu ce crezi, de ce să ducem la un nivel care depășea o anumită limită. Acum, despărțirea e temporară, știm lucrul ăsta da. și uh, cumva căutăm putere să mergem mai departe. Și vreau să inspir și colegilor și celor din biserică, să știți, sunt foarte mulți în biserică care o plâng. Și suferă. Plecarea ei a lăsat un mare gol în, în sufletele noastre și mă gândesc cum să găsesc resurse să merg mai departe. Parcă mi-e greu așa să mai predic sau să, să să găsesc, să mai scriu un nou capitol fără ea. Ne-am ne învățat să fie acolo pentru că a fost extrem de importantă. A, a contat în, 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 în mijlocul comunității noastre. Însă, faptul că a trăit cu folos și faptul că e în împărăția lui Dumnezeu, mă și sperăm, ne rugăm să găsim resurse să mergem mai departe și din noua generație, dintre colegii ei, dintre cei care au fost mentori, să facă Dumnezeu să fie alți oameni care să-L iubească pe Dumnezeu la intensitatea și să-I dea valoarea lui Dumnezeu pe care i-a dat la Luca. Doamne ajută! Domnule Ovidiu Rusnac, doamna Ana Maria Gurban, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru aceste gânduri frumoase că v-ați făcut timp să evocăm o viață trăită cu folos în slujba semenilor a lui Dumnezeu, a familiei, a societății, a științei. Slavă Domnului pentru astfel de oameni! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că am avut ocazia să spun câteva cuvinte despre ceea ce reprezintă Raluca cu recunoștință și cu plecăciune, ca să spun așa. Și... O respectăm și apreciăm da. foarte mult. Da, și eu vă mulțumesc. Stimați prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii O perspectivă 3D. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă încurajăm să rămâneți pe această platformă media, să urmăriți materialele noastre în continuare, să vă rugați lui Dumnezeu pentru noi să putem continua acest proiect spre slava Domnului și spre folosul comunității de credință. Toate cele bune, fiți binecuvântați!